this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Salutare prieteni și bine ați venit la un nou episod de Euro Truck Simulator 2 în cariera noastră de E-Life. Însă vreau să vă spun de la început ceva, pentru că știu că acum la început sunteți toți activi, să zic, după poate alții dau skip în videoclip. Sunt foarte dezamăgit de numărul de like-uri de la ultimele episoade de EuroTrag, peste 400 de vizualizări, deci peste 400 de vizualizări și de-abia se strâng 20 de like-uri. Este super puțin, prieteni. Ca să putem să creștem acest canal și ca să puteți să mă ajutați, avem nevoie să strângem like-uri la videoclipuri. Like-urile obligă YouTube-ul să promoveze canalul și să-mi promoveze videoclipurile. Deci dacă vă place seria de EuroTrag, rupeți butonașul ăla de like, rupeți-l pur și simplu. Hai să strângem la acest videoclip măcar 50 de like-uri. Vi se pare mult, poate vi se pare mult, însă este puțin. Pentru 400 de vizualizări, 50 de persoane, adică din 400 de persoane, 50 să dea like, mi se pare foarte puțin. Adică, haide totuși să rupem bariera asta de like-uri, de 15-20 de like-uri și haideți la acest episod, demonstrați-mi că sunteți alături de mine și alături de seria de EuroTrag și rupeți butonașul ăla de like și haideți să strângem 50 de like-uri la acest videoclip, prieteni. Dacă vreți următorul episod de EuroTrag, dacă vreți episoade de EuroTrag în viitor și așa mai departe, demonstrați-mi că sunteți alături de mine. Astea fiind spuse, nu uitați și butonașul ăla de subscribe ca să facem și noi în sfârșit 500 de abonați, că ne chinuim de atâta vreme să ajungem la 500. O cifră atât de frumoasă și atât de iubită de mine, sper să ajung cât mai repede acolo, însă doar cu ajutorul vostru, putem face familia Zai mai mare, să zic așa. Prieteni, știți că ultima dată am rămas noi în Kiev, capitala Ucrainei. Pentru cine nu știe, dar probabil toți știu, a trebuit eu să mă duc înapoi în oraș, evident, să dorm și după să iau o altă cursă și, cum era de așteptat, a trebuit iar să fac tot acest ocol și să vin în zona rezidențială și să iau o cursă. O cursă destul de interesantă din punctul meu de vedere, pentru că o să vedeți acum. Mergem să cuplăm remorca, pornim această bijuterie pe care o avem noi aici. Avem din nou o cursă specială, din nou nu știu cum se face de transportăm în ultima perioadă doar aceste chestii pe teritoriul Ucrainei, adică știu că este situația de la ora actuală, adică de vreo jumătate de an care este acolo, însă totuși, cum de găsim doar curse de genul ăsta? Mi se pare foarte dubios, sincer, prieteni, și vedem și alte curse acolo, uitați remorcile cum stau și așteaptă, uitați dincolo mașini din alea de teren, de armată, adică e... De data aceasta transportăm, să vedem pe numele lui, un M551 Sheridan de 15 tone, destul de interesant aș spune eu, o remorcuță puțin mai micuță, cred eu, puțin mai micuță, 15 tone, tot așa un tânculeț, că e mai tancul, vedeți acolo, puteți pe spate, e o lopățică, un toporaș, wow, ce interesant, și îl vedem că este puțin vopsit, uitați acolo un craniu are vopsit, și aici flăcări, foarte interesante aceste detalii. Și avem o cursă mai scurtuță astăzi de 230 de kilometri din Kiev, de la Tranmeri până în acest sătuc foarte micuț. Este o singură, cum se mai numește din asta, fabricuță, o singură clădire probabil, o singură ceva, nu știu să-i zic numele. Suntem fix aproape de granița cu Federația Rusă, prieteni. Deci o să avem o mare problemă, ne apropiem de Federația Rusă, o să fie foarte greu să găsim și, cum se numește, curse de aici, o să-mi fie infernal de greu probabil, ar trebui să vin eu până aici, dar și aici sunt două companii, e foarte, foarte greu, însă pentru voi am luat această cursă ca să mergem până aproape acolo de graniță, deci eu zic că merităm la acest... merit la acest episod, măcar, totuși sunt destul de multe like-uri, să v-am zis, pentru 400 de persoane, peste 400 de persoane, 50 de like-uri sunt puține, totuși. Haideți să ieșim la strada principală și după să-i dăm drumul, sper să meargă totul bine, să se audă totul bine. Ieșim la strada principală acum, cu acest ansamblu, vedem și poliția aici, e sub pod oamenii, stau sub pod oamenii mei la pând aici. Să oprească pe cineva, însă n-au ei treabă cu noi. Trăm în sensul giratoriu și îl părăsim la a doua, asta e prima, asta e la a doua. Trebuie să ieșim din Kiev, însă mai avem ceva până ieșim din Kiev. Deci, prieteni, dacă mai vreți episoade cu EuroTrag, vreți să continuăm această serie, rupeți acolo butonașul ăla de like, faceți-l praf, rupeți și butonul de subscribe, pentru că știu că sunt printre voi oameni care nu au dat subscribe și se uită la videoclipuri. Nu vă costă nimic, prieteni, nici butonul ăla de subscribe, nici butonul de like. Totul este complet gratuit și mă ajută foarte, foarte mult și îmi demonstrați și mie că sunteți alături de mine aici și mă susțineți în continuare. Vă aștept și pe grupul de Discord, aveți toate linkurile necesare în rubrica de descriere la grupul de Discord, unde suntem aproximativ 50 de persoane, am format și acolo o comunitate foarte, foarte mare care se mărește pe zi ce trece. Vă aștept și pe voi. Aveți linkul de la Instagramul meu personal acolo în descriere și linkurile de donații de pe Tipi stream și Paypal. Dacă vreți să ajutați canalul, momentan nu a vrut nimeni, nu am primit nicio donație nici pe live, nici off-camera. Nu este nimic obligatoriu, Doamne ferește. Dacă vrea cineva, are posibilitatea și vrea să ajute canalul cu cel mai mare drag, oricum o să fie primul abonat, oricum o să fie scris undeva pe ecran, cel care o să fie primul care donează pe acest canal, o să fie scris undeva într-un colțișor acolo să-i rămână numele scris. Să fie ceva mai special. Mai avem puțin până ieșim din Kiev, un oraș foarte mare de altfel. Foarte, foarte mare. Este ora 11:30 ziua, ne apropiem de amiază practic. Deci pe aici am venit oare? Nu cred că pe aici, sau pe aici? Ba, cred că pe aici am venit. Ba da, ba da, uitați mașina de înghețată, pe aici am venit, prieteni, pe aici, pe aici. Pe aici am venit. Să facem stânga acolo în față, deci ar trebui eu să schimb banda. Ăștia iau gunoiul la amiază, gunoiul de obicei se ia dimineața, nu la amiază. Nu în amiaza mare. O cursă mai scurtuță, că oricum mergem cu limitatorul și cursa trecută a fost de vreo 400 și ceva de kilometri și am terminat-o foarte greu, în vreo 40 de minute, dacă nu mă înșel. Nu înțeleg de ce se produce lagul ăsta destul de mare. Mă bag pe prima bandă aici, unde trebuia să stau de fapt. Și acum intrăm pe o singură bandă. Intrăm pe o singură bandă de acum. Mai avem puțin, adică mai avem puțin, mai avem totuși, n-aș zice chiar jumătate din Ucraina de explorat, vreo 40% din Ucraina, vreo 60% am explorat deja cu odată ce terminăm această cursă. Dar o să fie o bătaie de cap după ce termin această cursă, pentru că o să fie foarte greu să găsesc cursă în continuare. Aia o să fie jale mare. Cum găsesc eu o cursă în continuare, prieteni? Am ieșit și din Kiev în mod oficial, deci am părăsit capitala. Nu știu dacă o să mai revenim pe aici, cel puțin curând, cu siguranță nu o să mai venim pe la Kiev. Poate doar așa în trecere. Bă, dar ce aici? Mamă, 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 cu elicopterul. S-au rupt copaci, s-au răsturnat mașini, accident. Doamne, două elicoptere, e prima dată când văd așa ceva, prieteni. E nebunie ce aici, sincer să fiu. Wow! E nebunie, ce accident monstruos e aici. Doamne ferește. Prima dată când văd un asemenea accident, sincer să fiu cu voi. Două elicoptere, două mașini, trei mașini răsturnate, bușite, copaci rupți, fum. O cisternă răsturnată, n-am văzut capul tractor unde era. Foarte periculoase, foarte periculoase accidentele. Ce e pe aici? Probabil nu ducea nicăieri drumul. Aici vedem un târg. Vin oamenii ca la piață aici și cumpără legume, fructe. Se alimentează probabil și în România mai sunt chestii de genul ăsta. Cu siguranță știți. Drumul cam drept din câte văd eu aici, deci n-ar trebui să ne pună probleme în această cursă, ar trebui să terminăm undeva sub 30 de minute. Am atins deja limita maximă și trebuie să reduc pentru că facem dreapta aici la intersecție. O intersecție semaforizată. Nu înțeleg cum toate intersecțiile în Ucraina sunt semaforizate. Nu este un lucru rău, dar nici un lucru bun, dacă mă întrebați pe mine. Prea multe semafoare. La orice intersecție, semafor, trebuie să te oprești. Deci nu știu ce să zic cu asta. Sunt evitate accidentele, să zicem, însă totuși parcă prea mult strică. Ce e prea mult parcă strică, prieteni. Ultimul clip, cum vă spuneam, a prins foarte bine ca număr de vizualizări, însă ca like-uri dezamăgitor. De asta v-am și zis ce v-am zis la începutul clipului. Urmează episoade noi, jocuri noi pe canal, live-uri interesante, deci rămâneți aproape de canal, prieteni. Stați geană pe canal, fiți activi, pentru că mai ales cei care o să fie activi pe live-uri o să primească o surpriză pe viitor. Surpriza constând într-un moderator, pentru că pe viitor o să dau și moderator, momentan nu, pentru că suntem foarte puțini acolo pe live-uri, însă pe viitor cel mai activ abonat pe live-urile mele o să primească moderator și cel care se pricepe cât de cât să dea niște link-uri, să fie atent în chat, să, nu știu, mai multe chestii, adică nu doar să stea acolo și atât, adică să se priceapă la mai multe chestii cât de cât. Nu trebuie să fie IT-ist, evident, dar să aibă habar așa cât de cât cu ce se mănâncă lucrul respectiv, să poată să dea niște linkuri, să ajute acolo abonați în chat cu ce mai întreabă ei pe acolo, că poate uneori eu nu sunt atent, dar asta cu timpul și evident când o să văd eu că o să am un abonat care este mereu prezent pe chatul meu de pe live, pentru că unii zic fă live, dar nu sunt acolo și clar n-ai cum să-i dai unui om care nu vine pe live sau vine din 5 live-uri, vine o singură dată, stă 10 minute și iese într-un live de o oră și ceva, chiar două. Sper că înțelegeți la ce mă refer, oricum știți, majoritatea că urmăriți și alte canale, știți că moderatorul se acordă celor mai activi abonați de pe live-uri. Principal, pentru că acolo este nevoie de moderatori pe live-uri. Pentru că în rubrica de comentarii, în rest, se mai poate face curățenie și de către mine, să zic așa. Dar eu sper să nu fie nevoie de așa ceva. Moderatorul să fie așa ca un gift, ca un cadou pentru voi. Nu că o să apară în injurii sau așa mai departe. Pentru că până la urmă sper că suntem o comunitate unită aici, care ne respectăm între noi, care nu stăm să ne înjurăm, să ne scuipăm sau alte chestii. Nu avem noi nimic de împărțit până la urmă pe YouTube. Ne relaxăm, zâmbim, vorbim, comunicăm, ne jucăm împreună și cam atât. Adică nu stăm aici, nu venim aici să ne înjurăm sau să ne facem nervi. Tocmai de asta nu cred eu că o să am nevoie de un moderator care să baneze oameni care înjură sau așa mai departe, să dea spoilere prin jocuri. Poate pe viitor, când o să fim foarte mulți, o să mai scape câte unul care să vorbească așa aiurea. Dar până acolo mai e mult drum de parcurs, să zic așa. Te vedeți, ne chinuim de atâta vreme să ajungem și noi la 500 de abonați și zici că e un făcut. Pur și simplu nu ajungem. Un nou târg aici, vedem pe stânga, destul de micuț. Deci zici că e un făcut. Suntem parcă blocați undeva la 470 de abonați, nici deloc să zici că mai creștem și noi, să mai facem acolo 20-30 de abonați. Nu înțeleg de ce, dar mă rog. Vă aștept și pe live-uri, fac cât de des pot eu live-uri, joc alături de voi, acolo o mașină în flăcări, nu știu ce s-a întâmplat, s-a stricat probabil. Văd și un drum acolo paralel cu ăsta, nu înțeleg ce face drumul ăla paralel cu ăsta, unde se duce, dar mă rog. Încărcătura noastră este ok, din câte văd eu aici. E ok, e ok, camionul nostru este în stare foarte bună, mai avem de făcut curse cu el, deci mai avem de tras pe el. După o să urmeze evident o nouă monstruozitate, o nouă frumusețe de trac. Deja cât de cât l-am pregătit, însă până acolo mai este mult, însă eu am zis să l-am acolo pus deoparte la naftalină, cum se zice, și îl scot când o să fie nevoie. Momentan îmi place manul ăsta de mor, îmi place interiorul, îmi place exteriorul, chiar îmi place foarte mult. Mie unul chiar îmi place și am văzut că și abonaților pe live au zis toți că e un camion chiar foarte frumos și mă bucur că este și pe gustul vostru. Mai avem 60 de km, ne-am mișcat foarte repede, v-am zis că drumul este în linie dreaptă, pur și simplu nu am avut deloc probleme. După ce am ieșit din Kiev, i-am dat talpă doar cu 90 la oră, tot că a fost drum cu o singură bandă, chiar nu am avut nicio problemă. V-am zis o cursă sub 30 de minute, astăzi o cursă mai scurtuță, glumim puțin ca și pedeapsă pentru că n-ați apăsat butonașul de like la ultimul clip. V-ați uitat foarte mult, însă butonașul de like probabil l-ați omis mulți dintre voi. Nu știu ce este aici. Vine trenul, aia se întâmplă aici. E cam prima dată, cred că după foarte mult timp când prind și eu trenul. Ne oprim în spatele poliției și așteptăm trenul care vine acolo de acolo din dreapta. S-a tras și barierele. Hai să vedem noi trenul cum vine. Avem și mașini în spate deja care se adună, se cam formează coadă, sincer să fiu. Vine destul de încet asta. Ce transportă el acolo? Niște țevi. DB Cargo. DB parcă e firmă nemțească. Ce scrie acolo? Umbro Cargo Trans. Și ceva cherestea. Da, niște cherestea pe la în ultimele două vagoane. Hai că se ridică acum și astea cum se mai numesc, barierele, și dăm drumul. Foarte interesant. S-a făcut o mică coadă așa în spatele meu. Vedem trenul. Aici avem un service, pat de dormit și putem alimenta chiar, însă mai avem de tras pe această motorină, deci nu ne grăbim să alimentăm momentan. În următorul episod de la Gazprom vedem. Se vede că ne apropiem de Rusia. ...30 de km până la destinație, avem și poliția în față, deci nu putem noi să ne facem tablau, să depășim oricum, nu-i ajungem din urmă. Deci stăm ok. Mamă, de ce ne-am depărtat de ăia? Credeam că sunt mai aproape de mine, sincer să fiu. Ok, în 200 de metri vinăm la dreapta, adică aici. Coșoton. Și o mai fi și localitatea asta, nu știu. Ieșim la dreapta și deja vedem acolo punctul de livrare la 20 de kilometri. O localitate foarte mică. Sper să găsesc cursă de acolo. Oricum nu e necesar acum să dorm. Deci pot să iau cursă direct de acolo. Însă sper eu să găsesc direct de acolo. Aia e problema mare. Aia e problema mare, că nu știu dacă găsesc, pentru că e și o singură firmă, să zici că nu aș găsi la asta, mă duc la cealaltă, însă e doar una. E cam urât când ai de localități din ăștia cu o singură firmă de unde poți încărca. Cam urât. Vedem că e un sătul cam clasic, așa. Cam clasic, Cohoton. Aici vedem un LAN care este arat, care este pregătit pentru semănare, Cohoton, da. Trebuie să virez la stânga. Oh, că aici trebuia, unde mă duc? Dă înapoi. Să dau înapoi, ok. Și dau eu semnul stânga. Mamă, cum m-am dus? Ce viteză intrasem eu. Am ajuns și la Dom Depot. Sper eu să aibă ceva remoși de luat ăștia de aici. Nu știu de ce virăm noi așa ceva la Dom Depot, dar mă rog. Ok, vor parcată fix aici. Interesantă parcarea. Este marcată frumos, chiar e super ok parcarea asta. Printre singurele parcări pe care le văd și eu marcate. Nu prea am văzut parcări marcate pe unde am fost. Găsim însă tucul ăsta, însă. Parcare perfectă și sper eu să găsim remorci aici, remorci de luat. Chiar sunt curios, hai să mă duc direct pe bursă transport ca să văd dacă am ceva de luat de aici. O, e bine, sunt multe remorci aici, sincer, nu știu unde le ascund ăștia. Mamă, e cam jale, prieteni. E cam jalete. E cam jalete pentru că în afară de asta nu avem nimic. Țevi metalice, mergem la... Deci în stânga de Kiev. Hai să ne uităm puțin pe hartă. În stânga de Kiev ce ar fi? Băi, nu ar fi rea. Ar merge aici. Ar trebui să ne întoarcem fix pe același drum. Tot prin Kiev și din Kiev să ieșim direct pe partea asta cum ar veni. Nu ar fi rău, aș fi vrut însă o cursă pe aici, pe undeva, să nu văd că nu ne dă așa ceva. Aș putea eu să risc să mă duc prin zonele astea pe aici, să explorăm puțin, să trecem vama. Habar nu am, sincer, ce să fac. Văd că aici e o singură firmă Și aici sunt două firme. Și aici în față ar fi foarte departe, nu? Da, sunt 113 km, prea departe să mergem până acolo. Iar până aici cât sunt? 107 și până aici 154. Nu e rentabil, prieteni, sincer vă zic, nu e rentabil. Oricum suntem foarte aproape de vamă. O să iau cursa respectivă. Pentru... nu are rost să ne complicăm altfel, sincer vă zic, nu are rost. Deci o să iau țevile astea metalice de aici. Hai să vedem unde este remorca. O să dau cu spatele ca să pot să o accept prima dată, aia era. Aoleu, aoleu, aoleu. Dăm cu spatele, cuplăm remorca. Foarte frumos locul ăsta aici, la Dom Depot. O cursă mai lunguță asta, 300 și ceva de kilometri. Nu știu unde este remorca, însă probabil pe partea cealaltă, cu siguranță este pe partea cealaltă, pe undeva prin spate. Bă, dau ceva remorci ăștia pe aici, nu credeam că este așa mare curtea în spate. Avioane, buldozere, elicoptere, au toate prostiile ăștia aici. Mamă, și de unde trebuie să iau remorca? Fiți atenți unde e băgată remorcuța. O cuplăm imediat aceste țevi metalice. Să o scoatem puțin afară de aici. Frumoasă remorcă, frumoasă, chiar arată bine remorca. Țevi metalice, asigurate cu chingi, cu tot ce trebuie. Chiar arată bine, 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 bine. Și hai să vedem și pe hartă. Avem 340 de kilometri, fix același drum înapoi spre Kiev și de la Kiev schimbăm ruta și continuăm spre acest orășel Antonov, nu știu cum se numește. Oricum mai este mult de explorat, să știți. Aici probabil este Cernăuți, că tot îmi spune un băiat dacă ajung prin Cernăuți. O să ajungem probabil și prin Cernăuți. Noi mai avem mult de explorat, prieteni, deci rupeți acolo butonașul de like, că avem treabă multă de tot. După ce terminăm cu asta o să ne ducem spre Turcia, spre avem o grămadă de explorat, ce vorbești, pregătesc și ceva surprize pe viitor, dar trebuie să vorbesc cu cineva înainte să vedem dacă rezolvăm respectiva problemă. Da. Prieteni, vă mulțumesc frumos pentru atenția acordată, dacă ați stat până la final alături de mine și noi ne vedem data viitoare. Nu uitați de butonașul de like și de subscribe. Până la data viitoare, aveți grijă de voi. Numai bine. Pa, pa!